Bun găsit tuturor la un nou episod pe acest canal. Înainte să începem, nu uita să apeși pe butonul abonează-te și pe cel de like pentru a vedea episoadele din serialul tău preferat traduse complet. Vă doresc vizionare plăcută și numai bine! Astăzi vom vorbi despre Jocurile iubirii, episoadele 46-49, rezumat. Nedret a aflat că Asiel a ucis pe Halil și că nu este căsătorită cu Mahir și o amenință că o va denunța dacă nu îi împiedică pe Kemal să se despartă de Helin. O amenință și pe Gulsum ca să nu spună nimănui că Asiel este fosta soția lui Kemal. Asiel sună pe Kemal și îi spune că ea s-a răzgândit și că nu vrea să îl părăsească pe Mahir pentru că îl iubește. Kemal se supără foarte tare și în următoarele zile o necăzește pe Asie, fiind mai afectuos cu Helin. De asemenea, Mahir observă că Kemal are o atitudine agresivă față de el și nu înțelege care este motivul. Asie și-a dorit să se împace cu Kemal și suferă și ea că nu au putut să plece. Când Nergis află că Nedret i-a împiedicat să se reîntregească familia prin amenințări, ia o decizie radicală și merge să se predea.